bună ziua și bine v-am găsit la prof. În lecul exercițiu de matematică. Așa, mă. Tema pentru acasă. Într-un fel spun pentru acasă, că tu nu prea iei tu temă pentru acasă, așa le faci tu acolo, nu la clasă. Ce facem noi sunt șmecherii, da? Pentru acasă, șmecherii. Azi suntem în 4 a 10-a 2018, da? Da. Ei, dragilor, mă amintiți, dacă nu mă amintiți, vă spun eu acum, că Mario, data trecută, a avut restanță. El a avut de completat, să facă tema de urmă. Te-am prins. Păi eu să știu că n-ai făcut. Păi eu să știu că, vezi, mai că am deschis caietul, da, de acum ai înțeles? Da, că eu nu uit. Deci nu uit. Asta înseamnă că neapărat ai lucrat atât de frumos, și proba n-ai făcut-o și dar ai început la una, două proba aici. Păi că domnul profesor nu și-o dat seama că mi-a dat cam mult. Așa, nu mi-a dat seama bine, chiar bine mi-a dat seama. Deci de ce să faci proba când nu știu sigur dacă am făcut corect? Deci am văzut că ai început, dar trebuia să faci toate asta, da? Neapărat! Restanța e restanță, data viitoare neapărat trebuie să facem. Dragilor, și ce face el? Îmi propune, cred că, probleme, că așa a rămas să aici, gândească o problemă. Aici și încă pe partea cealaltă. Deci, tema a fost să gândești tu o problemă, să-mi propui mie acum, da, să mă bagi în încurcător. Da? Da? Da. E un încurcător foarte mare. Te rog, pune-mi, te rog. A plus A plus B plus C. Adică, familia are 4 copii, 2 gemeni, A plus B plus C, egal cu 34. 34. A ori A ori B ori C. Iar produsul vârstelor lor, A ori A ori B ori C, egal cu? 4704. 4704. Dragilor, vedeți ce mi-a făcut. Chiar mă reduci la tăcere. Nu-i treabă simplă. 4704, eu trebuie să văd cum reușesc să-l aranjez pe ăsta ca un produs de patru numere, două dintre ele egale, da, și celelalte două diferite. Aici e marea filozofie. Și ele adunate, toate să facă 34. Da. Deci, într-adevăr, numărul mi-i face foarte... e mare, ce mai vorbă față de problema care am pornit? Așa ați spus, că vreți mare, nu? Așa am trebuit. Acum, eu am să încerc, sigur, în condiții în care am dificultăți, apelez la ajutorul tău. Neapărat. Ok. Da? Eu știu că numărul ăsta s-a împărțit prin 4. De unde știu eu? Dacă ultimii două... L-aș încerca prin 2 mai întâi. Da? Deci egal cu 2 ori. Hai, 2 ori. Să împărțim împărțirea la 2. Dacă e 2704, tu ai putea să-mi zici cât ar face împărțirea la 2, așa din experiența ta. 4700, împărțirea la 2. Hai mai întâi pe 4700, împărțirea la 2. Ar face cât? 2300. 50. Și 2. Deci 2350 pentru 4700 și 2, da? Deci dacă facem împărțirea, clar ajunge la 2352. Așa asta ar fi 2352. El mai merge în... Deci 2, am spus ori 2, da? Da. 2 ori 2352. E cam mai departe. Ăsta la rândul lui mai merge odată prin 2. Și 2000 împărțit la 2 face 1000. Da. 300 împărțit la 2, ca și cum ar fi 200, și face 200 împărțit la 2 face 101. Rămâne destul, 15. Vezi cum fac eu. Hai să mă conduci tu. Trebuie să mă conduci. 2352 împărțit la 2. Și e calcul. De ce n-am făcut așa? Dar cum ai făcut mai? Nu știu, am făcut 176 împărțit la 2. 176? Adică 2352 împărțit la 2, cred că 1000...
176. Ups. Un 2352 împărțit la 2, da? 1176. Ia să văd și eu. 2 împărțit la 2 odată. 1 ori 2, 2. 3. 2 ori 3 odată. 1 ori 2, 2. 1. Și coborăm pe 5. Da. 2 în 15 vine de 7 ori. Nu? 7 ori 2 în 14, cel mai apropiat. 12 vine în 6 ori. 6 ori. 1176. Rezerv. Fără de asta, deci 12 ori 2, așa, nimic, nimic. Așadar, el spun că face 1100, ai zis tu, 76 ori 4. 2 ăsta care era și ori 2 celălalt, 4 mii și ceva împărțit, mă văd la trecut, deci ori 4 vine. Tu n-ai scris așa ori 4? Nu, am făcut împărțit la 2, împărțit la 2. Mai merge asta, 1176, mai merge la 2 încă. Corect, corect. Ia să-l iau și eu de parte. 1176 împărțit la 2. Și merge de câte ori? 2 în 11. 2 în 11, de 5 ori. 5 ori, 5 ori 2, 10. 1, 17 intre de 9 ori. Nu, 8 ori. 8 ori, corect. 8 ori 2, 16. 1, 16. Da. 2 în 16? 8. De 8 ori. Iar 500. Deci, egal mai departe, ăsta se scrie ca fiind 2 ori 588. Și cu ori 4, 2 ori 4 facem 8. Dar profesor, ai scris 1178 împărțit la 4. Am făcut împărțit la 2. Am făcut la 2. Da, mai merge încă o dată la 4. Deci merge chiar la 4. Deci de 2294. 294. Deci se spun deodată și a spus 16 aici. 16 ori 200... Cât ai spus? 294. Și 4. Dar mai merge încă o dată 294. Mai merge la 2. Da, da. Și face... 16 ori 2, acela care mi-i face 32, ori 100... 47. Ori 147. O, dar ăsta mai poate 147, ăsta la cineva. La cine? Cred că la 7, poate. Mm-hmm. Merge la 7, că dacă încerc împărțirea asta, 147 împărțit la 7, 7 în 14 de 2 ori, 7 în 14, nimic, 7 și o dată, da? Da. Deci, e egal mai departe, cu 32 ori 7 ori 21 acela. Da. Ori 21, cât a fost câtul. Dar 21 înseamnă 3 ori 7. Corect. 3 ori 7. Bă, m-am apropiat. M-am apropiat. Îl văd. Scris ca fiind 7 ori 7 ori 3 ori 32. 7 ori 7 ori 3 ori 32. Perfect. Și atunci făcând legătura, A-ul 7, A-ul deci 7, B-ul este, o să le-au 3, și C-ul egal cu 32. Da, mă, emoții mari, zic, dacă acestea fac 34. Nu-i bun. Mai lucrat acolo la final. Băi, nu-i bun, mă. Prima parte e perfectă. Deci scrierea asta aici e bine. Da. Aici trebuie să mai umblu eu. Că văd eu că treaba e urâtă aici. Apoi ar fi prea nepotrivit un frate de 3 ani și altul de 32 de ani. Nu-i prea legată treaba. Aici, dar hai. Deci trebuie să umblu aici. Ce faci? Nu, dacă mai aveți un pic să știi că îți mulțumesc frumos. Da. Scrieți dedesubt. Zi. 7 ori 7. Lasă așa, da? 7 ori 7. Ăștia nu îmi luai de zbori. Ori 7, ori 3. Da. Ori da. 4 ori 8. Pentru că 4 ori 8, 32. 4 ori 8. Da. Și? Și acum. 7 ia. Asta e A. 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 Și 3 ori 4, 12. Aha, că sunt prea mulți, am nevoie să-i cuplez pe ăștia, da? 12 și 8. 12 și 8.
Și să acum, fie... 12 este balance. Sigur că da. Și ce o este 8? Foarte tare, dar acum am emoțiile acelea. Dacă nu am pe ăsta, fac 34. Fac 34. 12 și 8, 20. Și plus 14, 34. Foarte tare. Foarte tare. Păi, fii atent. Ieșitul a fost extraordinar de bine gândit. Că tu ai plecat ca un șmecher. Ai luat așa 7, 7, 12 și 8. Și le-a adunat și ți-a făcut 34 și le-a emulsit. 7 ori, 3 ori, 4 ori. Și ai făcut și treaba e foarte ușoară de la concurs problema. Dar vezi la mine ce a fost de greu. Și am avut și baptopii că tu ai venit, haideți să vă ajut aici, că m-ai văzut în încurcătură, cei patru. Sigur că și eu trebuia să mă gândesc unul ăsta, 32 ăsta, că el trebuie rupt. 32 putea să fie și 2 ori 16. Dar 2 ori 16 făcea 2 ori 3, 6. Asta 16 același adunat cu 7, 7, nu făceau 30, cât trebuie să facă? 4. 34. Și atunci trebuia să mă duc spre varianta ta 4 ori 3, 4 ori 8. 4 ori 3. 4 ori 8 pe 32. Pe 4 ori 8 și atunci se strâng 3 ori 4, 12, ca să rămână un singur termen, B-ul și pentru ce au rămas 8 și totul este perfect, că verifică. Deci aș fi mai... Dacă nu m-ai fi ajutat tu să scriu așa, aș fi încercat. 32 este egal cu 2 ori 16. Strângeam și vedeam că nu probează la adunare. Că ar fi fost cum? 2 acela ori 3 face 6 aici și aici e 16. 16 și cu 6, 22. 22. Nu? Și cu 14, 22. Și cu 14, cât faci? 36. Nu era bun. Și nu era bun. Și atunci ce faceam? Nu-i bun asta. Hai să mai iau încă un 2 de acolo. Și atunci spuneam 3 ori 4 pe varianta ta ori 8. Și mă duceam spre probleme. Munceam un pic mai mult. Să mulțumesc frumos că ai fost drăguț și m-ai sprijinit aici. Da? Deci, prietenilor lor, le spunem că noi nu facem o simplă problemă și gata, plecând din la ea. Pur și simplu ne aventuriem să înțelegem foarte bine problema și să propunem la rândul nostru probleme. Așa încât și cealaltă care ai propus-o, bănesc că este tot așa. Este mai ușor. Ai făcut-o cu numere mai mici. Adică nu? A plus A plus B plus C egal cu 19. A ori A ori B ori C, 378. Le spunem prietenilor noștri că cea de-a doua variantă este A plus A. Ori plus B plus C egal cu O 19. Da. Și A ori A ori B ori C, 378. Egal cu 378. Cine e A? Cine B? B. Cine și cine C? Iată întrebarea pentru problema a doua. Asta a fost prima problemă, care a fost mai dură. Mai dură pentru că numele a fost mare, să înțelegem. Limba ce parcă mai apropii mai ușor. Trebuie să muncesc la fel, dar eu nu mă mai ocup. Vă las, îi las și lor temă. Nu? Ce? Prietenilor noștri, spune tema. Faceți și voi problema asta și descrieți. Că trebuie să ne spun că am pus iar filmul tău, l-am pus, și acela cu suma aceea, 2 la a doua plus 2 la a doua, și la o oră și ceva a apărut un mesaj și a spus: să știți că egeșițul este bun, vă admir că faceți egeșiții la prima vedere, la prima citire, cum am și facem de fiecare dată, dar acolo 2 la a doua plus 2 la a doua o să facem noi, să vezi cum merge suma aceea mult mai elegant, că e baza 2. O să discutăm imediat în mensualețe. Da? Păi, bun. Asta vreau să vă spun. Dându-le de tema asta, sigur o să apară rezolvitori. Stau cu ochii. Sunt 40.000. Am trecut de 40.000 de abonați. Și când noi punem o problemă, pac, ajunge la ei. Și ei îndată spun, băi, să vedem să facem. Să facem. Și ales că profesorul acum le-a și profesorul, care e profesor? Mario. Profesorul Mario le-a propus o problemă. Deci coleg de-al lor. Înseamnă că ei acum vor fi foarte curioși să facă această problemă. Așteptăm cu nerăbdare mesajele voastre, dragilor, și să ne spuneți cum ați găsit soluții și să o faceți și voi. Propuneți-le și voi, la rândul vostru, printr-un mesaj, o altă problemă. Ia să vedem o altă. Haideți să facem, am găsit un 1, 2, 3, 4, 5, 6. Așa. Un concurs interuniversitar de matematică. Da, Nubius. Să vedem... La clasa 3 este asta, da? Perfect! Ce e chiar interesant, așa să vedem. Concursul. Județean.
Asta să înțelegem un lucru, dragilor. Concursul ăsta e la sfârșit. Da. Deci presupune clasa 3 a făcută. Dar noi, cum am învățat cu operații și mai multe șmecherii, încercăm aici să descifrăm la nivel la care ne aflăm la începutul clasei a 3-a. Da. De parcă clasa 3 a fost făcută, să vedem cum înțelegem problema. Perfect. Deci, concursul județean de matematică. Da? Da. Nu. Gâs. Așa. Ediția a treia. A. Treia. 25 aprilie, da? 2009. Clasa a treia. La sfârșitul clasei. La clasa a treia, așa trebuie să înțelegem. Da, da. Păi asta, asta spun și eu. Da. Totdeauna așa trebuie văzut. Prima chestiune. 1. Aflați X din egalitatea. Aflați X din relația, din egalitate. Care sună așa, paranteză dreaptă. Deschidem pe asta rotundă. 2, 2 punct X. 2 ori X este aici. Da? 2 ori X minus 1. Închidem paranteza rotundă. Împărțit la 2. Închidem și pe asta dreaptă. Înmulțit cu 2. Să fie egal cu 5 ori 803. Ori 803. Eu zic să o facem pe ăsta, nu scriu tot da, testul. Da, 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 o facem pe rând și când ajungem acolo. Dragule, trebuie să-l găsim pe X. Cine este X? Cine este X? Ce X să pun eu acolo? Ca dată, ce fac calculul ăsta, să-mi dai 5 ori 803. Mai întâi facem mulțirile și împărți. Așa. Deci înmulțirile și împărțirile. De aici e 2 ori x minus 1, da? Da. Împărțit la 2, pe urmă înmulțit cu 2, se facă 5 ori 803. Aș afla mai întâi rezultatul. Care? 5 ori 803. Facem așa, deoparte. Deci 803 ori 5. Eu merg pe mâna ta, că tu ești cu comanda. Eu nu fac decât să execut. Și tu, și gândim împreună, da? 5 ori 3, 15, 5 ori 1 rețin, da. 5 ori 0, 0 și cu 1, 1. Da, 5 ori. 5 ori 8, 40. Așa. Și 40. Atât. Deci rezultatul aici ar fi... 40, 4.015. Deci egal cu 4.015. Deci nu uităm ce o clipă. Ce X să pun eu? Încât după efectuarea calculului să-mi dea așa ceva. Hai să scriem din noi deși ceva. Fii așa. Paranteză dreaptă, rotundă 2x. 2 ori x, să vă înțelegi, dar 2x minus 1 împărțit la 2, paranteză dreaptă, ori 2, se face 4015. Deci, după ce facem așa, am mulțit cu 2, să facă 4015. Nu știu. Nu putem ști, dar nici eu, să nu încerc nici mie să fac asta deodată. Că n-am nicio șansă. Nu mai zic, gândi să... Văd cât ori 2 va da 415. Cât ori 2 se facă 415. Adică toată asta, da, înmulțitul cu 2 se facă 415. Ca să aflăm, ca să aflăm paranteza dreaptă. Dar mă gândesc că... Ia să vedem când înmulțim noi un număr cu 2. Ia dă-mi exemplu. 2 ori 4. 2 ori 4. 2 ori 4. 8. 2 ori 4, 8. Deci dă un număr 4. 2 ori 7. 14. Tot par. Tot par. 2 ori, 2 ori orice număr ai pune tu, tot de una dă par.
Asta ori 2, ce fel de număr mi-a dat aici? Era 5 ori 5, 25, număr impar. Păi nu mi-a dat număr par, mi-a dat număr ciudat, că e cu 5, număr impar. 25. Păi fii atent, că aici te-ai observat foarte bine. La prima vedere spui că ai zis bine. Îi mă întreb, paranteza asta mulțită cu 2 se facă așa ceva. Dar iată că orice număr mulțit cu 2 dă un număr par. Nu un număr de asta impar. Gata, nu știu cum se fac. Cum? 4.515 împărțit la 5. 5 împărțit la 5, până. Dar nu, dar n-am pus împărț la 5, că nu spun împărțit la 5. Uite, faptul că ar fi fost, dacă ar ieși ori 5 ar fi fost, ar fi fost deșteaptă treaba, că împărțeam împărțit la 5 ar fi fost foarte bine. Dar eu mă joc cu tine la o chestie. Uite, cât face 7, nu, cât face 8, da, împărțit la 2, 8 împărțit la 2 și mulțit cu 2. 8 împărțit la 2 și mulțit totul cu 2. Hai, 8. 8. Face 8. Foarte tare. Face 4 ori 2? 8. Face 8. Adică îl împart în 2 și mulțit cu 2. Se mai putea face 2 ori 2, 4. Și 8 împărțit la 4? Mare greșeală! Mare greșeală! Facem ordine în ordinea în care sunt operațiile. Cum sunt ele acolo, am vorbit și ieri. Nu faci 2 ori 2. Pe urmă, împarți tu 8 la cât? La 4 și faci rezultatul 2. Mare greșeală! Deci în ordinea nu facem întâi împărțirea și până mulțirea. Ia să mai vedem altceva. 7 împărțit la 2 ori 2. Ce facem? Nu se poate. Cum? De la împărțirea ta, cât faci? Nu merge, mă. De curest? De curest? Deci... 7 împărțirea ta. Deci nu se poate, ca... Hai să facem asta. Atunci, hai să zicem 10. 10 împărțit la 2, ca să poți face. 10. Împărțit la 2 și pe urmă 2? 10. Adică, să modific cu ceva ăsta? Nu. Dacă îl împași pe urmă, îl mulțesc de atâtea ori? Bă, ce șmecherie am zis. Deci dacă pe un număr îl împarți la ceva și îl mulțesc cu acel ceva, de fapt nu-i faci nimic. Adică dacă ar fi... Deci, tragi mai concluzii. A împărțit la B și mulțit cu B, e cam cu cinema. A împărțit la B. E egal cu A. Băi, ce treabă ăștia. Nu m-am gândit niciodată. Băi, ce... Adică dacă mulțești cu ceva, împarți la ceva și că nu mulțești cu acel ceva, nu l-ai atins cu nimic. Rămâne neschimbat. Băi, să ne uităm și nu rău ești tu nostru. Ia să vedem. Uite, te atent că trebuie să sar fie ghișit eu. Trebuie să-l vezi tu pe acela, măi, 10 la acela, cine să fie 10 la noi sau... Au, cine să fie au după modelul de aici? Bine, ar fi același număr. Deci au, cine să fie negheșitul ăsta? Uite-te cu foarte mult atent. Cine să fie au? Au? Așa. Adică X-ul? Nu, nu chiar X-ul, ceva. Uite-te bine la formulă, că asta e deșteaptă. Te zău cu lucru. Cea mai deșteaptă problemă. Deci au... Împărțit la... B. Care e B-ul, da? Și mulțitul B face A-ul de la început. Așa ceva e foarte tare. Prietenii noștri să ține toți. Dar același număr. Da. Cine să fie locul lui A? B-ul cine este atunci? Hai să vedem. Cine să fie pe locul lui B? Uite-te la formulă și cine să fie pe B? 2. Foarte tare. Deci pare că ăsta este B-ul, când place. Be. Și cine să fie A-ul, mă, că rămas? 2 ori X minus 1. Asta-i, mă. Asta tot. Asta tot. Asta tot trebuie să fie așa. Asta tot așa trebuie să fie A-ul. Și acum să scriu și noi. Acum, după model, formula. Am spus noi așa, că A ori B împărțit la B
împărțit la B ori B, ori B, este egal cu A. A, zice formula absolută, egal cu A. În cazul nostru, dedesubt zice și noi. În loc de A, ce se pun? Zici tu. 2x minus 1, ăsta e A-ul, împărțit la? Împărțit la 2. 2, înmulțit cu 2, egal cu? 4. Zice formula. 2x1. E egal cu 2x minus 1. 2x minus 1. Da, perfect. Dar autorul ce-a spus că este? Cine este rezultatul? 2. E 4015. Înseamnă că... 1 minus 4015, pa... Adică asta, pe 2000 de aici de în astea două, reiese că 2x minus 1 trebuie să fie cât? 1 îl scădem din 4015. Da, mă, dar lasă-mă ușor. Deci de aici trebuie să rezulte că 2000, 2x minus 1, adică rezultatul ăsta, trebuie să fie asta, deci. Deci 2x minus 1 trebuie să fie egal cu cât? Cu? 4015. 4015. Rezolvăm. Și 1 minus 2. 415. Nu 1. 2. 2x cu cine este egal de aici? Descăzutul cu cine este egal? Cu împărțit, nu. Scăzătorul plus, plus diferența. Plus rezultatul. Deci diferența, da? Da. Deci vine așa. Că 2x de aici egal cu, vorbește tu, 2x egal cu? 2x egal cu? 4.000. 4.500. 15. Așa. Plus 1. Plus 1. Adică echivalent că 2x egal cu 4000 cât? 4016. 4016. De unde x va fi egal? De x va fi egal 4016. Da? X egal cu 4000. 2 de x fac asta, dar un singur x face 4016 împărțit la 2. Nu? Dacă 2 de x fac atâta, un singur x trebuie să împărțim în 2. Deci un singur x 4016 împărțit la 2. Cât face? 2013. 2000 și cât? Mai rapid. 2000 și mai sigur. 2000? 13. Nu, nu, nu. Păi și 16 împărțim în 2. Păi 16... Hai să facem împărțirea aceea care știm noi, am vorbit. 7. 4.000 ai zis 16 împărțit la 2. 2. Și vine 2 în 4 de 2 ori, 2 în 4, nimic. 0 coborâm, merge de 0 ori. Coborâm pe 1, merge de 0 ori. Merge de 0 ori și coborâm și pe 6. 16. 2 în 16 de? 8. Adică 4.000 împărțim, mai răsut de pe azi gândim noi. 4.000 împărțim la 2 fac 2.000, iar 16 împărțim la 2 fac 8. Și rezultatul e 2.008. Într-adevăr, 2.008. Iată, am aflat X. Mă, dar am niște emoții să văd dacă am lucrat bine. Știi ce ar trebui să fac dacă se văd eu că am lucrat bine? Ce ar trebui să fac? Să locuiesc, mă, să vedea dacă merge și mecherea asta. Proba. Că nu știu dacă am fi o fi greșit la vreun calcul. Aici e momentul la care. Ești de acord cu mine? Uh-huh. Hai, merge. Pornim, zi. 2 ori. În paranteză pătrată. Da. Paranteză rotundă. Da, 2 ori. 2 ori 2018. 2000. În 2008. 8. Minus 1. Închidem paranteza. Minus 1. Închidem paranteza. Împărțit la 2, închidem paranteza pătrată, da. Mulțit cu 2, mulțit cu 2, egal cu 4.016. 15, nu? 4.015, zice. Da. Așa fost. Și facem calcul, echivalentul, să muncim. 2 ori 2008? 2 ori 2008, 4.016. Scăzut 1? 16, scăzutul 4.015. Și apare 4.015 împărțit la 2 și mulțit cu 2, da? Și mulțit cu 2 egal cu? Egal cu, paranteza asta e de presos,
Că noi știm cât facem în paranteza rugăciunii. 4.015. Și cam 4.015, că știi șmecheria. 4.015. Iată, dragilor, perfect de găsiți. Spune-mi tu ce a fost șmecheria cea mai tare de găsiți ăsta. 2 ori x minus 1. Așa. Împărțit la 2 ori 2. Așa. Da. Și care a fost miezul? Da, care a fost miezul? Că 2 împărțit la un număr ori 2. Adică un număr împărțit la 2. Un număr împărțit la 2 și împărțit cu același 2. E același număr. Îl lasă neschimbat. Asta este cea mai tare chestiune pe care trebuie să o ținem noi în minte. Iată și pus aici. A împărțit la B, împărțit cu B, îl lasă pe A neschimbat. Că împărțit și după rezultatul înmulțim. Cu exact la cât am împărțit. Păi s-a mulțit de acolo efectul. Împărțirea și înmulțirea, perfect. Foarte tare, nu? Frumos. Da. Trebuie ieșit frumos. E o olimpiadă. Aici ce bine ați explicat. Toată povestea, dragilor, eu acum mă duc pe latura cealaltă. Un exercițiu devine foarte ușor dacă te transpui în mintea copilului. Dacă încerci să vezi cum îl poți, cum poți să-l agăzi, de unde se află el. Dar dacă tu te apuci să... eu puteam spune, hai să vătăm pe asta cu A și facem așa și să împărțeți, mulțeți, așa, nu știu ce. Pleca acasă plângând. Așa se întâmplă cu copilul care el vrea să înțeleagă și nu are la cine. Iar profesorul trebuie să, învățătorul, trebuie să aibă răbdare și să se împartă în același timp în 20 și ceva, cât stau 30 de copii care sunt în clasă, 34, și să coboare acolo să vadă exact de unde se agață ca pe toți să-i țină în priză. Altfel, ceilalți stau la plajă, unul sau doi se agață și ceilalți stau la plajă, repet. Și din clipa în care el a înțeles că poate să stea la plajă când nu-l deranjează nimeni, așa se va întâmpla tot. Mergem mai departe. Băi, am reușit-o pe prima. Știi? Asta ne dă încredere. Da. Să-ți minte un lucru. Când ai făcut-o pe prima și te-ai prins, îți dă încredere că reușești la doua. Să o citim acum. Ai emoții să-l mai. A doua. Să se afle trei numere naturale. Deci, trei numere naturale. A, B și C. Numere naturale. Nici nu putea să fie afle. Știi că primul este de trei ori mai mare decât al doilea. Primul, adică A, e de trei ori mai mare decât al doilea. Spune-mi tu. A ori 3. A împărțit la 3 egal, semn egal cu B. Da. Sau că A, dacă e mai mare de 3 ori decât B, e spus bine, A împărțit la 3. Sau altfel spus, A egal de 3 ori B. A plus A. Deci, A egal cu 3 de al de B. Da? 3. A e mai mare decât B-ul. Nu e mai mare cu 3, e mai mare cu de 3 ori cât ea, da? Deci, citesc o dată, până citesc, că nu înțeleg, bine, poate eu am greșit așa. Știind că, acum când zici știind că, îmi dă informații. Primul este de 3 ori mai mare decât al doilea. Dacă e de 3 ori, primul e de 3 ori mai mare, înseamnă că el, ca și cum aș avea, tu ai 7 ani, da? 8 ani, cât ai 9 ani, iar altul are de 3 ori mai mult decât tine. Cât înseamnă că are de 3 ori mai mult decât tine? 27, da? 3 ori 9, 27. Deci asta înseamnă că cel de-al doilea e de 3 ori cât. Deci, încă o dată, primul este de 3 ori mai mare. Adică tu este de 3 ori mai mare decât al doilea. Chiar așa. Tu, care ai 9 ani, da, ești de 3 ori.